Bine v-am regăsit, sunt Ramona Pantele și vă prezint jurnalul AgroTV. Eurotir 2024, cel mai mare târg internațional dedicat zootehniei, a adus un nou succes pentru DLG Intermarketing. Cel mai important târg internațional pentru creșterea profesională a animalelor și managementul fermelor zootehnice a fost și anul acesta platforma de inovare lider a industriei zootehnice globale, oferind o imagine de ansamblu asupra inovațiilor, dar și răspunsuri și soluții pentru provocările actuale și viitoare. Aproape 2200 de expozanți din 51 de țări au participat anul acesta la târgul bianual organizat de DLG Intermarketing, iar AgroTV a fost acolo în fiecare din cele 4 zile ale târgului. Iar colegii mei vă prezintă astăzi în jurnal concluziile ediției 2024 a târgului Eurotir. O ediție încărcată de inovații, o ediție încărcată de digitalizare. Știm că sunt două dintre elementele care își pun din ce în ce mai mult amprenta în zootehnie și ne bucurăm foarte tare. De fapt, inovație, digitalizare au fost și două dintre cuvintele pe care le-am folosit și am reușit să atragem la expoziție câțiva vizitatori din România care ar fi dorit să vină, dar nu erau foarte hotărâți, ar fi vrut să vadă mai multe animale. Eurotir este un eveniment dedicat tehnologiei, mai puține animale. Am avut, 77 de animale, bovine, ovine, caprine, cabaline, dar prezentările care au avut loc pe scenă, structura diferită față de anii trecuți, evenimente, au fost peste 500 de evenimente în cele 4 zile de târg, evenimente care au avut loc atât în standul DLG, aici unde ne aflăm, un stand care pe măsură ce trec anii mă uimește și pe mine, colegii mei sunt foarte creativi, un stand foarte complex și un exemplu de noutate anul acesta, pentru că DLG a startat în ultimii ani foarte multe proiecte, atât în colaborare cu Ministerul Agriculturii din Germania, dar și cu asociații de profil care sunt foarte puternice în Germania, nu numai asociații de fermieri, deci asociații din agricultură și din agribusiness. În cadrul standului nostru, în perioada celor 4 zile de expoziție, puteați să veniți să degustați produse din carne și era o discuție foarte interesantă despre trasabilitate, despre asigurarea calității, despre lucruri care cred că și în România încep să fie din ce în ce mai importante și peste 50% dintre vizitatorii prezenți în acest an internaționali, ceea ce înseamnă că expoziția este din ce în ce mai deschisă către noi oportunități. 5 firme românești, vom vedea care este pulsul când ne întoarcem acasă. Unele dintre ele se gândesc să revină deja în 2026, după ce își vor face calculele și să vadă cum s-a desfășurat această ediție prima oară pentru ei. Doi sau trei dintre ei sunt expozanți și în cadrul târgurilor pe care noi le organizăm în România. Nu ne dorim decât să reușim să aducem și în România și eu sunt convinsă că vom reuși în anii viitori, chiar dacă vine criză, chiar dacă situația probabil nu va fi tot timpul foarte, foarte bună. Trebuie să rămânem optimiști. Am avut ieri o discuție cu tot fostul nostru managing director, care acum este CEO-ul de la Messe Hanover, care mi-a spus că este o situație dificilă în toate industriile, nu numai în agricultură. I s-a părut Eurotir o ediție reușită și finalul a fost we don't give up. Deci suntem optimiști, mergem mai departe și sunt convinsă că împreună cu comunitățile de agribusiness din România, cu fermierii din România, vom găsi soluții să ieșim din criza care se prefigurează. O ediție extraordinară și de ce spun acest lucru? Pentru că vedeți pe parcursul acestor zile, pe lângă participanții din toată Europa, Eurotir și-a câștigat acest prestigiu ca fiind standardul sau reperul zootehniei europene. Germanii pun accent foarte mult pe inovare. Este o ediție care se caracterizează pe impactul inteligenței artificiale în sectorul creșterii animalelor, cum va fi acesta, avem deja nemții cel puțin sunt pregătiți și văd că fac pași în acest domeniu. Zootehnia viitorului va însemna în primul rând cunoaștere, un control foarte strict, o monitorizare în timp real, accesul la digitalizare și accesul la tehnologii noi moderne care, pe de o parte, să facă viața fermierului mai ușoară, pe de altă parte, să îmbunătățească condițiile de bunăstare animală. Dacă o legislație, un regulament se schimbă la nivel în medie european de 3-4 ani, condițiile de bunăstare se schimbă anual. Anual vin cu concepte noi, vin cu metode de a îmbunătăți. De ce? Pentru că indicatorii economici sau performanța în zootehnie se face pe rezultat, adică pe ceea ce obții. La speciile de interes economic trebuie să urmărim rezultatul și anume care este profitul pentru fermier. În acest context, la Eurotir, trăgând o concluzie anul acesta,
pregătirea tinerilor generații, pregătirea, să spun, a noilor membri care vor veni în asociații, de a fi pregătiți, de a fi apți în timp real să poată să facă față la aceste nevoi. Dar în primul rând aici se pune accentul pe nevoia de a îmbunătăți calitatea genetică, ameliorarea și îmbunătățirea raselor permanent într-un consens, într-o relație tripartidă între fermier, între asociație și autoritate publică. De fiecare dată Eurotir ne surprinde plăcut, în sensul că am regăsit pe toată perioada târgului foarte multă inovație prezentată aici. Am fost foarte bucuros să întâlnesc, să aud în foarte multe hale, vorbindu-se românește, fiind clienți din România, ceea ce mă face să fiu îndreptățit și să fiu optimist, să cred că România se va dezvolta încă bine în acest sector, chiar dacă în momentul de față sunt unele mici dificultăți. Ediția din acest an a fost o ediție reușită din toate punctele de vedere și a fost cumva o ediție a elementelor moderate, pentru că n-am întâlnit, și mă bucur că n-am întâlnit, standuri extraordinar de impunătoare, dar am văzut standuri pline de conținut, în care am găsit inovații, am găsit tehnologii noi, sigur, sub sfera digitalizării, automatizării și toate celelalte elemente suprapuse, dar am observat foarte multă deschidere din partea celor care vin cu aceste inovații către utilizatori și tema principală, cred că ar fi, dacă ar fi să concluzionez, ar fi să găsim soluții împreună.